Europarlamentarul Maria Grapini a participat vineri în calitate de invitat la o dezbatere organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Această dezbatere a fost adresată studenților Universității Dunărea de Jos din Galați cu titlul Dezinformarea și inteligența artificială, rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen. La această dezbatere, alături de Maria Grapini, au fost prezenți și europarlamentarii Siegfried Mureșan, Dan Nica și Ramona Strugariu. Studenții au avut ocazia de a vorbi cu Maria Grapini despre rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen extrem de nociv. Potrivit eurodeputatului Grapini, pentru o combatere eficientă la nivelul Uniunii Europene a fenomenului dezinformării, este nevoie de conștientizarea acestuia, dar și de o comunicare argumentată. Nu este importantă doar legiferarea, cât mai ales modul în care se aplică reglementarea respectivă, care trebuie să fie pe înțelesul tuturor, a mai spus eurodeputatul. Dezbaterea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări la care a răspuns Răzvan Sabo din partea Biroului de Legătură al Parlamentului European în România.